Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Licenii Smart. Sunt Eduard Constantinescu, iar astăzi îmi propun să discutăm despre un subiect care este evident mereu prezent în viețile noastre și de care avem nevoie în fiecare zi, și anume este vorba despre sănătate, dar mai presus de orice este vorba despre arta medicinii. De ce? Pentru că ea salvează vieți și ea ne asigură sănătatea în cazul în care avem vreo boală și avem nevoie să ne însănătoșim cât mai repede. Pentru că mulți dintre tineri, și pot să vă spun asta și din cazul meu personal, pentru că în clasă am o grămadă de colegi care vor să dea către facultatea de medicină și, mai bine zis, din cadrul Universității UMF Carol Davila. Iar pentru că unii dintre noi, unii dintre liceeni, s-au gândit că ar fi mai bine să descopere tainele medicinii de la începuturi, de la rădăcini și cu adevărat din timpul liceului, ca să știe la ce să se aștepte în timpul facultății și mai apoi când vor fi la propriul lor serviciu, poate unii dintre ei la un birou sau în propriul lor cabinet, alții poate în sala de operații. Iar pentru că un club de medicină din București este prezent pe rețelele de socializare, este prezent la Colegiul Național Sfântul Sava, dar are și o activitate continuă în ceea ce privește workshop-urile și conferințele pe care aceștia le desfășoară, am plăcerea să fie invitata mea astăzi Ingrid Robu, elevă în clasa 10-a la Colegiul Național Sfântul Sava, președintele clubului SavaMed. Ingrid, bună seara. Bună și seara. Bine ai venit! Iar pentru început am să te rog să ne faci o scurtă prezentare a clubului tău și cum este de anul acesta de când ai preluat președinția clubului. Clubul SavaMed este primul club și a devenit cel mai mare club de medicină dedicat liceenilor. A început în anul 2021, atunci când a fost o colegă de-a mea care a terminat tot Colegiul Național Sfântul Sava, a avut inițiativa de a deschide acest club. Inițial a fost numai pentru elevii liceului, între timp s-a extins și acum orice licean se poate înscrie. Avem un formular pe pagina de Instagram a clubului, Club SavaMed, și e atât de simplu, pur și simplu completezi formularul și te poți înscrie. Noi ne axăm mai mult activitatea, așa cum ai zis și tu, pe workshop-uri, adică activități practice, facem diverse disecții, învățăm tehnici de suturare, de noduri, dezvoltăm diverse abilități pentru specialitățile chirurgicale, dar și pentru a vedea efectiv structurile anatomice prin disecții, ceea ce, dacă e să o luăm așa, chiar dacă orele de biologie încearcă și există acele abilități, lucrări practice, practic nu ai unde să le desfășori. Și de aceea am deschis și acest club pentru a le oferi tuturor posibilitatea să vadă. Și medicina, până la urmă, este o profesie unde ai nevoie de pasiune și să știi clar că este ceea ce vrei să faci, și de aceea încercăm să le oferim șansa de a vedea cât mai variat toate specialitățile și să-și dea seama dacă într-adevăr li se potrivește și să înțeleagă de ce abilități și care sunt sacrificiile pe care trebuie să le ai atunci când alegi să devii medic. Ai pronunțat un cuvânt interesant, mai ales folosit la vârsta de liceu, disecție. Vreau să-mi spui cum se desfășoară întâlnirile și cum ajungeți voi să fiți martori la lucrurile astea. Vorbea poate pe care le vedea numai la o zi a porților deschise a celor de la UMF Carol Davila din București. Dar uite, iată, voi aveți parte de ele lună de lună, înțeleg. Da, încercăm să le avem lunar. Într-adevăr, sunt niște evenimente ce necesită o mare pregătire. Avem norocul de a avea sprijinul și am început colaborări cu Societatea Studenților de Chirurgie din România, din cadrul Universității de Medicină și Farmacologie Carol Davila și a celor de la SSMB, care este practic societatea mamă. Sunt grupurile de studenți care ne ajută cu instrumentarul și ne dau sfaturi și câteodată ne ajută și cu sălile, ne îndrumă. De fiecare dată există o constantă legătură și comunicare între noi și ei, pentru că ei până la urmă știu mai multe decât știm noi și aspirăm să ajungem ca ei. Este, așa cum am zis, sunt evenimente consistente, trebuie să vorbim și cu medici. Am fost plăcut surprinsă să văd că mulți medici, în special rezidenți, dar și primari,
au auzit de clubul nostru și chiar ne trimit mesaje că aș dori să participați, ceea ce ne-a încântat foarte mult. Este foarte important să ne construim o comunitate, pentru că până la urmă aceștia vor fi viitorii noștri colegi cu care vom profesa și este bine să construim niște relații foarte bune. Am avut deja anul acesta, anul trecut în 2023, am început anul cu o disecție oculară care s-a desfășurat în cadrul Universității Carol Davila. Acolo am primit sprijin total din partea studenților și am avut parte de doi medici oftalmologi foarte dedicați. Nu numai că am putut vedea structurile anatomice principale, cristalin, ochiul, să vadă pe diverse planuri, să rotească, să simtă pur și simplu. Am luat ochi de bou și de porc. Dar au reușit și să vadă efectiv cum se fac niște implanturi de cristalin și tehnici de suturare, care sunt destul de fine. Iar weekendul acesta, chiar mâine, vom avea un workshop de cardiologie, disecție pe cord și tot așa cu suturi. Și unde se va ține acest workshop? Workshopul se va desfășura la Colegiul Național Sfântul Sava. La Colegiul Național Sfântul Sava. Wow! Wow! Ingrid, lasă-mă să te întreb pe ce specializare vrei să te duci mai departe. Ce ramură? Sunt foarte atrasă de partea chirurgicală. Îmi place foarte mult să văd, să studiez multe tehnici chirurgicale minim-invazive. Este o zonă mare de studiu și foarte interesantă și visul meu ar fi chirurgie cardiovasculară. Este grea, complicată, dar mă atrage foarte mult. Ți-ai făcut temele pentru facultate, te-ai pregătit, știi care sunt toți pașii, bănuiesc că ai luat toate informațiile? Da, într-adevăr, pregătirea este foarte importantă și am început deja, momentan, individual, pentru că sunt abia clasa 10-a, dar încerc să mă implic și în mai multe concursuri, mă voi duce și la un concurs de neuroștiințe, așa că pregătirea este continuă. Mai sunt alte cluburi prin țară, eu știu, cu care luați legătura și poate creați o colaborare? S-au mai format niște cluburi, tot ale liceelor Lazar și Vianu, însă nu am văzut să aibă o activitate prea mare și nu am văzut prin țară alte asemenea organizații. Uh-huh. Care e sprijinul pe care îl primiți atât din partea liceului cât și din partea universității? Pentru că e, până la urmă, și o colaborare aici, da? Odată ce cineva din liceul acela respectiv are o legătură cu facultatea și iată că accesul v-a fost permis deja și vorba aia, susținerea a fost totală. Care e legătura dintre Sava și universitate și care, nu știu, cât de... Să zic așa, dornici sunt ambele instituții să vă primească și la fel voi să vă desfășurați activitatea. Având în vedere că clubul nostru Sava mi-a luat naștere în sălile Colegiului Național Sfântul Sava, este evident că primim un mare sprijin din partea conducerii. Ne susțin atât profesorii de biologie, de chimie, de fizică, cât și conducerea ne pune la dispoziție săli, ne ajută foarte mult, ne susțin în tot ceea ce facem. Și este foarte plăcut că să vezi că și ceilalți oameni sunt foarte implicați și încearcă să te ajute. Și în ceea ce privește universitatea, așa cum am menționat, cele două societăți ale studenților sunt cei care ne ajută și fără ei ar fi imposibil activitatea noastră, pentru că instrumentarul este de dreptul esențial în toate activitățile pe care le avem. Și ei dispun de asemenea resurse și prin sfaturile, toate conversațiile pe care le avem, ne ajută, ne îndrumă, ne spun exact, ne dau idei cum ar trebui să ne desfășurăm activitățile, cum am putea să ne îmbunătățim activitatea. Este într-adevăr o colaborare foarte plăcută. Ca să înțeleg, activitatea Sava Med se rezumă la conferințe, partea teoretică, nu, cum am putea numi, și partea practică, aceste workshop-uri. Da, prin conferințe încercăm să explorăm noi lunar, ne alegem câte o specialitate și încercăm prin conferințe, aducem medici de renume în care ne povestesc despre experiența lor, parcursul lor de devenire și să le explice exact copiilor, liceenilor, ce presupune acea specialitate,
ce studiază mai exact, care sunt resursele pe care trebuie să le aibă, ce proceduri se fac dacă este vorba despre o specialitate și chirurgicală. Și workshop-urile, într-adevăr, sunt pentru dezvoltarea abilităților practice și de a vedea pur și simplu dacă au tăria de a vedea organele pur și simplu, chiar dacă este o mare diferență între organele pe care le avem noi și corpul uman viu, totuși îți poți face o idee dacă poți suporta această presiune și dacă, într-adevăr, partea chirurgicală ți se poate potrivi. E un interes mare din partea colegilor, din partea liceenilor din București? Vin la conferințe? Sunt deschise tuturor, în primul rând? Da, este... și noi am fost plăcut surprinși să vedem de anul trecut numărul participanților s-a dublat. Avem la momentul actual 287 de membri participanți. Wow! Și nu există eveniment la care noi să nu depășim 100. Există un foarte mare interes și cu cât ne formăm o comunitate mai mare, cu atât și oportunitățile din partea medicilor sunt mai deschise și studenții ne sprijină mai mult. Este minunat. Uite, mă uit aici pe pagina voastră de Instagram, iar pentru cei care doresc să arunce o privire, pagina este club_savamed și văd aici că ați avut o conferință despre ORL, ați avut un workshop despre oftalmologie și chiar ați avut și luna oftalmologiei. Luna asta ce specialitate ați ales? Luna aceasta avem cardiologie și, așa cum am zis, de mâine o să înceapă două sesiuni, de fapt patru sesiuni întinse pe două zile de workshop și sâmbătă și duminică. Avem patru grupe, fiecare de peste 30 de participanți. Poți să ne dai un pic niște, să zic așa, niște spoilere despre ce se va întâmpla în weekendul acesta? Vor fi disecții pe inimă, se vor face mai multe incizii pentru a vedea structurile anatomice principale, atrii, ventriculi, și pur și simplu vor putea simți și tactil diverse structuri musculare, fibroase, și apoi vom începe și niște tehnici de suturare. Evident, înainte de toată partea aceasta va exista o prezentare avută de doi medici rezidenți care ne vor îndruma pe tot parcursul workshop-urilor din ambele zile. Și, da, abia așteptăm. Ce se întâmplă cu cei care nu suportă, să zic așa, sau nu duc presiunea aceasta pe care te-ai menționat atunci când văd organe, sânge și mai departe? Mi s-a mai întâmplat foarte rar, dacă într-adevăr nu suportă și li se face rău. Noi mereu avem o lămâie, niște apă și le oferim consiliere până se simt mai bine și dacă într-adevăr nu pot suporta, atunci pot părăsi sala. Dar de principiu copiii sunt rezistenți și sunt foarte interesați. Pe workshop-uri, de fiecare dată când postăm formularele de înscriere, este bătaie. Trebuie cât mai repede să se răspundă, că altfel se epuizează locurile. A fost unul dintre ei care, nu știu, după un prim workshop din acesta, mai, cum zic, care el le-a arătat cu adevărat ce înseamnă partea de chirurgie din medicină, au fost care s-au retras, care au zis, stai că eu gata, mă duc pe partea de, nu știu cum îi spuneți voi, la cei care... Clinică. Clinică, așa, pe partea clinică. A fost dintre ei care au zis, gata, stai că am văzut, nu-mi place, mă duc pe partea clinică. Majoritatea, să știi că au venit și la următorul workshop. Deci i-a făcut să fie și mai da, și mai. Dar mereu la conferințe se pune întrebarea, nu vi s-a făcut rău atunci când ați văzut prima oară sânge? Adică cumva există temerea aceasta, pentru că chiar dacă noi facem acele disecții, așa cum am zis, nu este același lucru, nu este viu. Știi că nu mai are ce să se întâmple. Acțiunile tale până la urmă nu contează atât de mult. Da, și mai ales după aceea. Sunt doar de studiu. Exact, și după aceea când ajungi în spital, în sala de operații, vorba aia cu... Și acolo sunt mai mulți factori care îți pot influența performanța. Poți să ne spui cum, dacă știi cum arată o sală de operații sau care este procedura pe care o face un medic înainte de a intra în sala de operații, mai ales că, nu e așa, în vreo...
cât 6 ani, 8 ani, ajungi și tu să o faci, nu? Da, plus rezidențiatul când o să fiu într-adevăr medic. În primul rând este partea de sterilizare, pentru că în orice sală de operații parametrii trebuie să fie steril pentru a nu contamina pacientul cu alți factori externi, ceea ce încercăm și noi să menținem, aducem mereu câmpuri, mânuși, toți participanții sunt echipați corespunzător halate pentru a nu se murtări. Și trebuie să existe clar o colaborare între toți cei care asistă la sala de operații, pentru că chirurgul nu le poate face pe toate. Există asistente, există anestezistul, trebuie mereu fiecare să știe exact rolul lui, ce are de făcut și să nu intervină pe părțile celorlalți. De aceea și prin aceste conferințe încercăm să le spunem exact ceea ce are fiecare de îndeplinit în sala de operații și am mai făcut și noi niște mici simulări cum ar trebui făcută igienizarea, pentru că sunt mai multe tehnici în acest sens. Uite, legat de igienizare, știu că nu trebuie spălat fiecare deget în parte până la coț sau până unde? Da, până la coț și degetele trebuie să fie ultimele, pentru că altfel dacă tu mai întâi te speli pe coț și practic toate rezidurile îți vor rămâne pe degete. Și după aceea, practic, deja, după aceea, imediat bagi mâinile în mânuși sau cum? Da, te ștergi, evident, și apoi, da, te echipezi cu echipamentul corespunzător. Am înțeles. Cum arată o zi din viața ta ca președinte a clubului Sava Med și ca elevă de liceu? Ca președinte trebuie să ești responsabil cu toată activitatea clubului, a întregilor, a tuturor departamentelor, să vorbești cu fiecare coordonator, cu fiecare membru al departamentului, cu participanții care vin și îți trimit tot felul de mesaje, cu conducerea. Este destul de complicat, este foarte solicitant, necesită mult timp, dar cu o bună organizare se poate face și, din fericire, până acum toate evenimentele s-au desfășurat așa cum ne-am plănuit, ba chiar ne-au depășit așteptările. Și în ceea ce privește viața de liceu, noi la Sfântul Sava învățăm de dimineață, ceea ce este un mare avantaj, pentru că după avem tot timpul zilei liber. Mare parte din timp este dedicat activității clubului, pentru că nu există moment în care clubul să stea pe loc. Mereu venim cu noi idei, trebuie să contactăm medici, abatoare, de unde putem să ne luăm materia primară. Este foarte solicitant, dar, așa cum am zis, organizarea și comunicarea atât cu toate departamentele și conducerea cu participanții este esențială. Care sunt avantajele pe plan personal dacă ești membru în clubul Sava Med, nu doar pe plan profesional? În primul rând vei avea parte de o comunitate care îți împărtășește aceleași pasiuni și cumva este un mediu în care poți relaționa și de ce nu să-ți stabilești noi prietenii. Și în primul rând, pe dezvoltare personală, vei putea vedea clar care sunt aptitudinile tale, ceea ce poți face tu și te poți orienta în sensul în care să îți plasezi visurile prin prisma competențelor și a posibilităților, nu numai să vii și să spui eu vreau să ajung, vreau să fac o anumită meserie pentru că sună bine, pentru că am auzit există presiune socială și eu de fapt să nu știu ceea ce vreau să fac. Practic, te descoperi pe tine prin cadrul acestui club. Așa e, cum ai spus și tu, poate mulți dintre cei care își doresc medicina, nu știu, și o doresc pentru că este o meserie bine cotată în societate. Îți oferă un statut social, anume. Salariul este de asemenea corespunzător și mi se pare că este proporțional și cu turele pe care le faci dacă ești medic de gardă sau așa ceva. La fel. Poate deveni un trend acesta. Mă rog, într-adevăr, admiterea e destul de grea și voi vrea să discutăm despre partea aceasta și după pauză, dar spune-mi cum simți tu acum colegii, cum îți simți colegii până la urmă, care, dacă ai luat pulsul din piață, să zic așa, scurt, pentru că trebuie să luăm pauză.
Așa cum am zis, sunt foarte încântați și am primit o mare susținere și din partea colegilor de clasă și se vorbește peste tot de SavaMed, ceea ce mă încântă și arată clar că noua generație este interesată de această meserie și din pasiune, nu din presiuni sociale sau trenduri. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Încercăm să vedem cam cum arată viitorul. Dacă ar fi să-l traducem din perspectiva prezentului, luminița aia de la capătul tunelului s-a cam stins. Vom discuta despre Cupa Mondială la rugby. După mine, probabil cel mai frumos mondial de rugby, cel puțin din ultimele decenii. Vom discuta despre cum să faci business în industria înfrumusețării. Vorbim despre România între război și pace. Pace la noi, război în jurul nostru. Benjamin Netanyahu a spus că nu există șanse să înceteze focul. Astăzi vom vorbi despre cum te protejezi pe social media. Am observat că există această, poate, confuzie sau dilemă referitoare la sufletul uman. Salutare, bun prieten, Jurnal de Business e prezent la întâlnirea cu dumneavoastră și de această dată discutăm despre oameni și lumea necuvântătoarelor. Sfere de interes cu HD Harman și Andrei Stoian. Noi ne-am costumat în Harman și în Stoian. Domnul Harman, lăsați-mă să fac intro, de ce interveniți peste mine? Romanian PR Award este cea mai importantă competiție națională care recunoaște excelența în domeniul relațiilor publice. Căutăm și, bineînțeles, găsim soluții practice pentru toate companiile din România care își doresc să facă profit. Povestea fondurilor europene e o poveste pe care o tot întâlnim de ani buni, nu foarte mulți, dar nici foarte puțini. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Situația este extrem de grea pentru că bombardamentele continuă, numărul victimelor continuă și ele să crească. Femeile se implică din ce în ce mai mult în leadership, se implică în viața socială, ba chiar și în politică și unde rămân bărbați. Pornim la drum cu rolul unei camere de comerț în economia de astăzi. Care este rolul unui cadru didactic și cât de vocațională este această meserie? Astăzi avem alături de noi un invitat cu totul și cu totul special, pe fostul mare fotbalist Sabin Ilie. Bine ai venit alături de Bine noi, dragule! Bine, mulțumesc frumos pentru invitație! Ceea ce vedem la ora actuală pe toate rețelele de socializare, pe foarte multe televiziuni, este un alt fel de joc al emoțiilor. Este, dacă vreți, un război al informațiilor. O nouă emisiune, astăzi vorbim despre influența Turciei în Orientul Mijlociu. Au fost eliberate două ostatice destul de în vârstă. Una dintre ostatice, înțeleg că a făcut un gest de a strânge de braț un membru Hamas, lucru care a strânit foarte multe critici. Nu putem ști și mi se pare absolut anormal să stăm acum să criticăm. Ne refacem energetic după suferință și ce contează cu adevărat?
Asigurările de sănătate au devenit o componentă cheie a existenței noastre, a siguranței noastre personale. Este cineva pe lumea asta care nu și-a dorit toată copilăria uitându-se la cinematograf să fie un actor, care să primească premii? Ei bine, invitata mea de astăzi, deși a primit... Doamnelor, domnilor, am revenit în platoul Canal 33, iar alături de mine, așa cum spuneam, se află Ingrid Robu, președinta clubului Sava Media. Înainte de pauză, discutam despre admiterea la Facultatea de Medicină, care știm că nu este una tocmai ușoară, iar acum aș vrea să continuăm și să-mi spui niște tips and tricks, poate, despre admiterea la medicină și să-mi spui cum se desfășoară aceasta, cât de grea este și care este, mai bine zis, cât de mulți își doresc să ajungă acolo, pentru că știu că de obicei se ajunge la o rată crescută de studenți per numărul de per loc. Da, într-adevăr, admiterea este una destul de dificilă și este un număr foarte mare de elevi care își doresc să dea la această facultate, așadar fiecare candidat trebuie să fie foarte bine pregătit și pregătirea trebuie să înceapă destul de vreme din timpul liceului, zic eu, pentru a fi sigur că locul este al tău, este asigurat. Eu am început ușor să trec prin materia de admitere la biologie și la chimie. Se poate alege între chimie și fizică. De obicei, cei mai mulți se duc pe partea de chimie organică, pentru că în facultate te întâlnești mai mult cu această ramură decât fizica, însă preferința mea personală este fizica. Acum să vedem. Încerc, oricum, aceste trei materii trebuie menținute la un nivel egal și destul de ridicat, pentru că sunt esențiale în timpul facultății și nu este vorba numai de învățatul înaintea admiterii și după ce ești admis, este clar, te poți relaxa, nu. Medicina este un studiu continuu și necesită multă dedicare și mult timp. Timpul pe care tu ești dispus să-l acorzi învățării, la urmă, și perfecționării tale. Da, e până la urmă și un act de, să zic așa, un act de curaj până la urmă, pentru că până la... Știi cum e, după aceea o să dai nas cu pacientul, cu oamenii din viața reală și dacă nu ți-ai însușit noțiunile cum trebuie pe parcursul facultății, rezidențiatului și oricum mă gândesc că nu are cum să treci examenele în primul rând, dar nu eu știu. Na, după aceea... De aceea sunt și mai multe trepte, pentru a fi sigur că pregătirea este completă și nu te trezești șocat când vine pacientul la tine, îți descrie simptomele și tu te duci în spate și consulți atlasele ca să-ți dai seama. Am înțeles. Da, uite, e și asta o metodă de a face medicină, mă rog, deși nu o recomandăm. Ingrid, care este cea mai căutată specialitate și de ce? Acum, recent, este un trend în ceea ce privește chirurgia plastică și medicina dentară. În cadrul Universității Carol Davila există două secțiuni, de medicină generală și una distinctă pentru medicină dentară. În ceea ce privește medicina dentară, admiterea se desfășoară relativ la fel, însă atunci când se completează listele, îți alegi pe ce parte vrei să dai. Și chirurgia plastică se împarte, o vom dezvolta și noi în luna martie, în care vom avea o conferință care să descrie exact ceea ce studiază această ramură și încercăm să avem și o activitate practică. Astfel, medicina plastică reconstructivă se împarte în două, în medicină estetică și medicină reconstructivă. Cea estetică este ceea ce vedem noi acum pe partea de influencing beauty și cea reconstructivă are și partea mai urâtă, mai interesantă, dar ceea ce mulți consideră
urâtă, tratarea arsurilor, diverse proteze, tratarea unor lipsuri, cum ar fi reconstrucția totală a nasului sau altor părți ale corpului. Este practic o sculptură cu părți umane. Foarte interesantă. Da, uite, aș vrea să te întreb, pentru că ai spus de medicină dentară, poate dacă știi să ne spui de ce, uite, un medic stomatolog studiază timp de 6 ani numai o parte anume a corpului, anume cavitatea bucală, pe când un medic, da, un cardiolog studiază tot la fel. Adică, de ce medicul stomatolog studiază cavitatea bucală 6 ani, la fel de mult timp cât studiază un medic generalist? În primul rând, în primii 3 ani se studiază și la medicina dentară. Este partea generală, introducerea corpului uman, fac aceleași materii, iar atunci, în următorii 3 ani, pentru că și cavitatea bucală nu este numai... există mai multe tipuri de stomatologi ortodonți axați pe anumite părți chirurgicale sau aceste de rutină. Este într-adevăr o zonă... la fel ca celelalte, numai că necesită o pregătire detaliată. Am înțeles. Da, este, până la urmă, vezi un pic să zici că, uite, domnule, ce bine sunt pregătiți stomatologii, 6 ani au studiat cavitatea bucală, ce trebuie să facă pentru molari, ce să facă pentru premolarii, cum să trateze o carie și mai departe, cum să pună un aparat dentar, ortodonții. Sunt proceduri destul de diferite față de cele generale și de aceea s-a făcut această distincție. Adică substanțele, mulajele pe care ei le fac nu se regăsesc în altă specialitate generală. Și de aceea cred că s-a făcut această separare. Uite, am văzut pe pagina voastră de Instagram că ați avut și o lună a anesteziei. Anesteziei, da. Uite, vreau să te întreb cum, dacă știi să ne spui din interior niște lucruri pe care nu multă lume le știe, cum, ce se întâmplă de ne păcălește anestezia și nu mai simțim nimic? Local sau total, mă rog, în anestezia totală, în timpul operațiilor, așa cum vei face și tu în niște ani, că sunt niște ani. Da, există mai multe tipuri de anestezie și în cadrul operațiilor se pot opta pentru anestezii locale. Acum, dacă vorbim de o parte, să zicem, o leziune la nivelul mâinii, pacientului nu o să-i aplice anestezie totală, pentru că e absurd. Pentru operații mai serioase se fac aceste anestezii totale și, până la urmă, anestezia este administrarea unor substanțe chimice care reduc activitatea organismului pentru a nu simți durerea. Și acestea, de aceea este nevoie de o specialitate distinctă. Trebuie studiat istoricul pacientului înainte pentru a vedea exact parametrii, dacă are alergii, istoricul, ce poate suporta, și de aceea se calculează dozajul și substanțele pe care le folosești în funcție de operația pe care urmează să o aibă pacientul și ceea ce suportă organismul. Vreau să știu acum, pentru că sunt sigur că de-a lungul lunilor pe care le-ai petrecut la președinția clubului, ai reușit cu ajutorul conferințelor să vezi și ce ne aduce medicina în viitor. Iar aici vorbesc despre inovația în domeniu și în care domeniu se cercetează din ce în ce mai mult, în care domeniu este nevoie de mai multă tehnologie, de mai multă aparatură bazată pe poate o inteligență artificială sau poate pe ceva cât mai tehnologizat. Da, în principal studiile la momentul actual se bazează pe metode de intervenție minim-invazive, astfel încât pacientul să nu mai treacă prin proceduri în care anestezia totală este necesară sau intervenții cu invazive, adică structurile să fie perforate, să fie ceva greu de suportat pentru organism și cu recuperare îndelungată. Se optează, se cercetează metode prin care pacientul să treacă prin procedură mai ușor și recuperarea să fie mult mai blândă cu ei.
În ceea ce privește inteligența artificială, am citit niște studii recente, Harvard, sunt acum foarte orientați, se orientează mai mult către Alzheimer, se încearcă să se facă un model al creierului, pur și simplu, care sunt zonele afectate și dacă s-ar putea face o generalizare a modelului de creier afectat de Alzheimer. Și mai mult, în momentul de față, se bazează pe stocarea de date și efectuează niște operații de selecție, ceea ce unui om i-ar fi destul de complicat, având în vedere nivelul mare de participanți în cadrul unor proiecte din acestea, trial. Este adevărat că oftalmologia este cea mai curată ramură a medicinei, iar aici putem vorbi de asemenea și de chirurgie, cred. Curată în ce sens? În sensul în care, uite, nu ai parte de prea mult sine. Cel puțin cea clinică este foarte și lejeră și comodă, adică, nu știu, nu ai prea multe de făcut. Până la urmă, știu că te folosești multicel de aparate și atunci intervenția medicului este bazată pe aceste date computerizate. Da, aparatul îți dă parametri, medicul îl interpretează și, desigur, medicul este cel care poate pune diagnosticul și care alege varianta cea mai bună de intervenție în cazul în care, într-adevăr, trebuie să se facă o intervenție. El se consultă cu pacientul și se decide asupra celei mai bune opțiuni. Și partea chirurgicală este, chiar dacă pare ușoară, ochiul este un organ mic și ai nevoie de foarte multă meticulozitate pentru a executa operațiile respective. Toate se desfășoară sub un microscop, deci tu nu-ți vezi cu ochii tăi mâinile, tu vezi prin microscop. Atunci tu trebuie să-ți dezvolți abilitatea de a-ți coordona atât ochii, să vezi ce se întâmplă, cât și mâinile, pe care tu mâini nu le vezi, vezi doar instrumentele. Așa că este, nu este o specialitate atât de ușoară precum pare. Am înțeles, deci mi-ai dovedit mitul a fi neadevărat. Sau, mă rog, poate, dar pe cât de curat este, pe atât de greu. Ne apropiem de finalul emisiunii, iar pentru a încheia vreau să te rog să le transmiți celor de acasă de ce ar trebui să se înscrie în Clubul SavaMed, dacă sunt interesați de o latură a medicinei și, de asemenea, cum se pot înscrie aceștia, unde găsesc încă o dată linkul de înscriere și încă o dată să le aduci aminte ce au de câștigat dacă intră în SavaMed. Da, eu le recomand tuturor să se înscrie, celor care nu neapărat sunt pasionați de medicină, dar își caută, sunt confuși, nu știu în ce parte să se orienteze, să încerce și medicina, să vadă dacă li se potrivește, pentru că noi organizăm evenimente orientate tocmai pentru ca ei să descopere și poate nu vor să urmeze o carieră în medicină, dar sunt noțiuni care ne privesc pe noi, sunt despre corpul nostru și sunt esențiale să le știm. Astfel, linkul de înscriere se găsește pe pagina noastră de Instagram, club_SavaMed, și îl completați, apoi noi vă vom trimite un mail în care vă spunem exact pașii următori și aveți foarte multe de câștigat, așa cum am zis, și pe partea de comunitate vă puteți face noi prieteni, dar și pe partea științifică, sigur, veți pleca cu noi cunoștințe acumulate. Mulțumesc frumos, mulțumesc Ingrid Robu, președinte SavaMed, elevă la Colegiul Național Sfântul Sava. Doamnelor, domnilor, eu am fost Eduard Constanescu și pentru această emisiune ne revedem vinerea viitoare, tot de la ora 18. Nu uitați, rămâneți aproape de Canal 33, urmăriți-ne pe Instagram, YouTube, dar de asemenea și site-ul Canal 33, unde puteți citi cele mai recente știri. Un weekend minunat să aveți și ne revedem într-o nouă săptămână. La revedere!